Ce îmi place? Resursă educațională pentru clasa a doua la disciplina dezvoltare personală. Care este primul răspuns care îți vine în minte atunci când te gândești la întrebarea ce îmi place? Poate te gândești la ceva ce îți place să mănânci, la o materie preferată, la un lucru pe care îți place să-l faci sau la alte aspecte. Poți opri prezentarea și să le spui colegilor tăi la ce te-ai gândit. La finalul activității, vei avea multe răspunsuri pe care le poți oferi aceste întrebări. Pentru început, te invit să faci cunoștință cu o elevă de vârsta ta. Salut! Eu sunt Ana. Am opt ani și sunt elevă în clasa a doua ca și tine. În fiecare zi vin cu plăcere la școală. Aici mă întâlnesc cu colegii mei și cu doamna învățătoare pe care ascult cu mare drag în fiecare zi. Sunt atentă la ore, ascult și privesc cu mare interes toate explicațiile pe care ni le oferă în timpul lecțiilor. Sunt fericită când pot să ies la tablă să scriu sau când îmi vine rândul să citesc. O altă oră preferată este cea de abilități practice. Îmi place foarte mult să decupez și să lipesc. Îmi plac și pauzele. În pauza mare ne putem mânca gustarea. Îmi place întotdeauna cum miroase semișul pregătit de mama și îl mănânc cu poftă. Dar uneori prefer cornul și laptele pe care îl primesc la școală. În celelalte pauze ne jucăm cu mingea, alergăm sau chiar dansăm uneori. Vă, ce vă place la școală? Ascultând-o pe Ana, ce crezi că îi place ei să facă atunci când este la școală? Gândește-te care este varianta potrivită dintre cele oferite. Ce îi place să privească, dar să audă? Ce îi place să miroasă? Ce îi place să facă folosindu-și gura? Cu mâinile, ce îi place să facă? Dar cu picioarele. Iată cum le-am grupat eu. Compară răspunsurile la care te-ai gândit tu cu ceea ce am notat eu. Câte dintre răspunsurile tale sunt la fel cu ale mele? Câte dintre aceste acțiuni le faci și tu la școală? Acum te rog să desenezi pe o foaie de hârtie un copil. Poate te ajuți de desenul meu. Imaginează-ți că acest copil ești chiar tu. Notează în dreptul fiecarei părți a corpului despre care am amintit mai devreme: ochi, urechi, nas, gură, mâini și picioare, ceea ce îți place să faci folosindu-te de acestea. Gândește-te la ceea ce îți place la școală, acasă sau în alte locuri, poate într-o sală de sport, la un magazin, în grădina bunicii sau la joacă. Prezintă colegilor tăi desenul. Spunându-le ceea ce ai notat, compară cu ceea ce au scris ei. Ce observi? Care dintre lucrurile care îți plac ție le plac și lor? Ce ai aflat astăzi nou despre colegii tăi? În urma resursei pe care am parcurs-o împreună, astăzi, cu siguranță ai descoperit că sunt și alți colegi de ai tăi cărora le place să facă aceleași lucruri în anumite situații după cum altora le place să facă lucruri diferite de ceea ce îți place ție.